Dacă faci asta, ai șanse slabe să supraviețuiești în network marketing. Salutare, sunt Richard, bine te-am regăsit. Deci este vorba de network marketing, online marketing, affiliate marketing, construire de echipe. Deci dezvolți echipa, nu? Asta este de fapt ceea ce tu faci în network marketing. Și am spus că ai slabe șanse să supraviețuiești în industria de network marketing dacă faci asta. Și am să spun ce vreau să, la ce m-am gândit. Deci, este foarte important ca tu, dacă ești într-o companie, ai o firmă de network marketing, lucrezi cu un program, să participi la întâlnirile care sunt organizate de acea firmă. Poate sponsorul sau linia ascendentă organizează webinar, da? Webinar sau sunt aceste Zoom call-uri, da? Întâlniri, seminarii. Este foarte important ca tu să participi. Și am să-ți spun de ce. Este foarte important să fii și în grupul de, poate aveți un grup Facebook a programului tău, a acea companie de network marketing. Să fii prezent acolo în acel grup Facebook. De ce? Fiindcă acolo tu poți să ai niște informații foarte, foarte importante. De exemplu, vreau să spun, când tu începi să construiești afacerea ta de network marketing, promovezi produsul, da? O să primești, deci hai să vorbești cu oamenii, da? Deci o să faci conversații cu oamenii, da? Vorbești cu oamenii, messenger sau mesaj pe telefon sau e-mail, tu o să primești întrebări de la oameni, o să primești chiar și obiecții. Și vreau să spun că este foarte bine să știi răspunsurile la obiecții, chiar este foarte bine să ai o listă cu cele mai frecvente obiecții și tu să poți să răspunzi la obiecții. Dar vreau să spun, cel mai bun răspuns pentru o întrebare sau o obiecție este un mic testimonial, o mică poveste de succes a unei colege de echipe în care tu ești. Deci, sau o mărturie, o dovadă de plată. Este foarte important să vorbești despre cineva din echipa ta care a ajuns la rezultate. Și pentru asta este foarte important să fii atunci, de exemplu, în grupuri Facebook a programului tău, a sponsorului tău, a echipei ascendente. De ce? Ca să afli, să ai de fapt o colecție de testimoniale, de povești de succes pe care are compania ta. De ce? Ca să poți să răspunzi la diferite obiecții. De exemplu, poate vorbești cu cineva și o să spună: eu sunt foarte ocupat, cam câți bani se poate câștiga? Sau în cât timp se poate câștiga bani în această companie? Poate o să te întrebe cineva. Și atunci tu poți să răspunzi în felul următor: păi eu am un coleg de echipă pe Marius, care este inginer și în 2 luni a ajuns la rezultate foarte bune în compania noastră. Vezi? Și atunci, dacă tu trebuie să ai o colecție de mărturii, dovezi, povești de succes, înțelegi? Și de aceea este bine să participi la întâlniri, la Zoom call-ul, la webinarul, unde se vorbește despre asta și să ai aceste testimoniale. Să știi ocupații, să știi de colegii tăi ce ocupație au. De exemplu, la noi în echipă avem care sunt mecanici, sunt studenți, sunt tâmplari, polițiști, vânzători la piață, deci casier, redactor, medic. Deci este foarte important să știi ocupație. Un alt lucru pe care poți să folosești este locația. Să ai oameni care stau în oraș, dar să ai oameni care stau și în sate sau comune mai mici. De ce? Păi poate că o să primești o obiecție: o, eu nu pot să fac afacerea ta sau nu pot să intru în programul tău, fiindcă eu sunt
stau la sat și acolo nimeni nu se. Și atunci tu poți să vii cu un testimonial sau o poveste de succes din echipa ta care, de exemplu, uite, eu am pe Ioana care stă într-o comună și deja are foarte bune rezultate. Înțelegi? Deci poți să răspunzi cu astfel de povești de succes. Și vârsta este foarte importantă. De exemplu, noi în echipa noastră avem o doamnă care are 67 de ani și deja are rezultate foarte bune, dar avem și studenți, avem studenți de 20 de ani, 22 de ani care au rezultate, înțelegi? Și vârsta este foarte important, să ai testimoniale, dovezi că sunt din toate categoriile, situația familiară este foarte importantă, dacă au copii, nu au copii, poate cineva o să spună, o, eu nu pot să fac afacerea asta fiindcă eu am copii și nu am timp. Atunci poți să vii, da, eu am o colegă de echipă pe Popescu sau o doamnă, pot să spun numele, care are 3 copii, este o mamă singură care stă acasă și construiește această afacere și deci pot să răspund în acest fel. Un alt lucru important este și să spui ce obstacole a avut înainte să facă afacerea, deci să ai o poveste de succes cu cineva care a avut un obstacol și după ce a început să construiască sau să folosească produsul, a ajuns la rezultate. Deci a avut soluția și a ajuns la rezultate. Mai ales la produsele de slăbit este foarte, se poate arăta foarte bine, dar înainte, cum arăta înainte să ia produsul și cum arată după ce a început să folosească produsul, deci este foarte important asta. Și ceea ce te poate da foarte slabe șanse să supraviețuiești și să ai rezultate, vreau să spun că este când cineva te întreabă tu cu ce te ocupi și tu spui că ești full time, deci lucrezi full time network marketing sau lucrezi full time online marketing sau affiliate marketing. Vreau să spun, în cazul acesta, oamenii o să te refuze, deci o să spună obiecții și nu o să se conecteze cu tine, nu o să intre în parteneriat cu tine. De ce? Fiindcă o să spună, ba, eu nu pot să fac asta, deci eu am, poate să spună, am loc de muncă, deci eu nu pot să fiu ca tine, deci nu pot să fiu full time, înțelegi? Fiindcă oamenii nu se poate să se asocieze cu tine, fiindcă ei poate au loc de muncă. Deci vreau să spun, 95% oamenii au loc de muncă, deci ei vor să se asocieze, vor să lucreze part-time pe lângă un loc de muncă. Și asta este bine să amintești că se poate face part-time și să ai testimoniale și povești de succes cu oameni care lucrează part-time pe lângă un serviciu. Ok, cam atât pentru astăzi. Dacă vrei să construiești afacerea ta și tu nu știi cum anume să contactezi oameni, nu știi cum să trimiți, ce mesaje să trimiți, ce texte să trimiți, atunci eu sub videoul meu am un link cu 12 cele mai eficiente texte și mesaje de prospectare, de inițiere conversație, de invitație și chiar de follow-up. Niște exemple de texte pe care tu poți să îți folosești în afacerea ta de network marketing sau poate ești cineva care ești la început sau încă nici nu ai început, dar vezi, poți să începi să studiezi cum anume ai putea să construiești în acest fel, să cu prospectarea, de exemplu, afacerea ta de network marketing. Deci sub videoul meu este un link și poți să descarci acea listă. Ok, cam atât pentru astăzi. Mersi că ai fost aici. Ne vedem în de următor. Ciao, ciao!